Ei au fost printre primii noștri susținători. Au susținut financiar activitatea noastră. Datorită lor am putut să ne achiziționăm mașini cu care să ne deplasăm, să achiziționăm aparatură și, bineînțeles, ei au asigurat costurile a ceea ce înseamnă cazare, mâncare și cumva consumabile medicale. Au fost, pot să spun că sunt alături de restul pacienților, partenerilor strategici, au fost rampa de lansare a proiectului. Ne-au dat și sfaturi apropo de ce înseamnă dezvoltare, ne-au dat și sfaturi apropo de ce înseamnă raportarea corectă a unor chestii. Ne-au învățat foarte, foarte multe lucruri în ceea ce privește managementul unui ONG. Dacă la început făceam lucrurile ca un hobby, ne-am dat seama că e bine să treci la next level și să le faci cât mai standardizat. Și aici Fundația Vodafone România și-a pus destul de mult amprenta.